Atleții de la Clubul Sportiv Școlar s-au întors cu rezultate bune de la campionatele naționale școlare desfășurate recent în capitală. Lotul clubului școlar a fost format din 3 sportivi, respectiv Denis Șoruță la 110 metri garduri, antrenat de Cezar Bonea, Manfred Bonnaru la 100 metri plat și Mihai Furtună la lungime. Despre evoluția acestor sportivi ne-a vorbit astăzi antrenorul Marian Damian. Toți trei au reușit performanțe foarte bune, având în vedere pregătirea pe care am desfășurat-o în condiții foarte grele până în momentul de față. Dacă ne gândim la Denis Șoruță, putem să spunem că el a ocupat locul al doilea în clasament, devenind vicecampion național școlar, o performanță foarte bună pe garduri de junior 1, sportivul nostru fiind junior categoria a doua. Mihai Furtună și-a realizat un record personal foarte valoros la săritura în lungime cu 6 metri și 4 centimetri. El a ocupat locul al 12-lea în clasament, dar de asemenea el este mult mai mic decât categoria la care a luat startul. În clasamentul anului lui de naștere se află pe locul al doilea într-o ierarhie și asta ne dă foarte multe speranțe pentru viitor. Manfred Bodnaru, cel de-al treilea atlet din lotul Giurgiuvenilor, a concurat în limitele lui normale într-o perioadă de pregătire puțin dificilă pentru el, după ce a suferit o accidentare după care nu s-a refăcut normal. Un alt sportiv care vine după accidentare ușoară este aruncătorul de greutate și disc Bogdan Georgevici. Bogdan Georgevici nu a luat startul acestei competiții pentru că el este la tineret și va concura săptămâna viitoare. Pentru atleții giurgiuveni urmează în acest weekend campionatele naționale pentru seniori, tineri și juniori 1 de la Pitești, apoi peste 3 săptămâni finala campionatului național.